dar știam de la meciul cu Șarapova că fizic nu sunt prea pregătită. Eu practic de la US Open n-am putut să alerg deloc să mă pregătesc pentru că am avut problemele cu tendonul. Am jucat tenis destul de ok, dar n-am mers în raliurile lungi, n-am putut să fac față, dar am avut încredere că pot să câștig contra ei dacă sunt agresivă și dacă iau mingea repede, dar și ea a jucat un tenis bun și în unele momente chiar a jucat un tenis de excepție, a dat niște lovituri pe care și în tie-break la 5-1, voleul ăla cu reverul din spate a fost un pic de surprinzător și după aceea a venit cu încredere peste. Nu, nu m-a afectat mental sau ceva. Bineînțeles că am fost supărată că l-am pierdut, dar fiecare meci aici, cum am spus, ai șansă chiar dacă pierzi să te califici, așa că nu m-am gândit la meciul acela, dar un pic fizic s-a simțit la mine. A fost un meci greu contra Mariei și am și resimțit în meciul de azi. Da. Am văzut fără energie în setul 2, cumva. Am văzut că deși în engleză, dar să o avem și în română. Da, foarte mult a contat primul set. Dacă îl luam, cred că mental eram puțin mai puternică și puteam să termin și meciul. Ea revenind a prins încredere și probabil și-a dat seama că și eu am căzut un pic. A fost o șansă bună să iau primul set, dar s-a dus. La joc a jucat mai bine astăzi din punct de vedere. N-a mai greșit așa mult și în momentele importante a făcut niște mingi foarte bune. Eu știu cum joacă, am jucat de multe ori contra ei și știam că fizic o să fie greu pentru că ea scoate tot. A fost mai bună astăzi și a meritat să câștige.